Stimate domnule Boban, sunt Virgil Sergiu Cisteanu, de la Alba Iulia, sunt directorul general al Asociației Culturale Gând Românesc, Gând European, al revistei lunare de cultură Gând Românesc și a editurii Gens Latino. Am onoarea să vă informez că prin intermediul editurii de la Târgu Lăpuș, unde v-a apărut, după cum cred că știți, volumul din jurnal 2007, și urmează să apară, dacă între timp n-a apărut jurnal 2008, pe intermediul doamnei profesoare Tereza Filip, am publicat în paginile revistei Gând Românesc o sumă întreagă de fragmente din cărțile dumneavoastră care se află la această editură. Eu doresc în numele colegiului de redacție să vă mulțumesc mult de tot, iar prelejul poate îl vom avea odată când voi ajunge la Paris să vă cunosc personal, să vă povestesc perioada când eu eram elev la școlii pedagogice de la Blaj și când am fost percheziționat din cauza dumneavoastră, când am fost găsit caietul cu poezii în bancă de la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu. Am aflat că dumneavoastră cu sănătatea nu s-a prea bine. De fapt, suntem de vârste apropiate. Îngăduiți-mi să vă urez multă sănătate, spor la treabă și toate cele bune. Cu îmbrățișări de la Alba Iulia, Virgil Sergiu Cisteanu, cu stimă și onoare deosebită că am avut prilejul să mă adresez. Prilejul de a mă adresa domniei voastre mi-a fost oferit de participarea mea la Salonul Internațional de Carte de la Chișinău, unde am văzut editura dumneavoastră și adresa noastră de mail pe care de fapt o cunoșteam. Și am rugat ca prin intermediul domnilor lor să vă pot transmite acest mesaj. Eu aflându-mă aici cu editura Gens Latina și cu lansări de carte ale poeților basarabeni, cărora la editura mea le-am publicat câteva cărți finanțate de către sponsori din Alba Iulia. Vă mulțumesc mult de tot!